Salut! Astăzi vă voi arăta o problemă destul de des întâlnită la Volkswagen Golf 4. Problema cu semnalizarea sau cu avariile care nu merg. Și asta din cauza butonului de avarii sau manete de semnalizare. Acesta, iată, nu mai are avarii. Bun, introducem cheia în contact să vedem și dacă semnalizează din. Punem contactul și îi dăm semnal. Vedeți, nu funcționează semnalul absolut deloc. Bun, și primul pas e să schimbăm butonul de avarii și apoi să schimbăm, dacă nu e de la butonul de avarii, unde releul de semnalizare e integrat în buton, vom schimba și maneta de semnalizare. Bun, prima dată începem cu butonul de semnalizare, îl desfacem să vedem dacă e acesta. Avem altul, am cumpărat altul. Puteți să cumpărați unul din parcul de dezmembrări sau nou de pe internet. Vedeți că aveți un link unde găsiți produsul nou la noi în descrierea videoului. Bun, ca să desfacem butonul acesta, va trebui să le desfacem prima dată pe cele două. Iar ca să nu zgâriem butoanele, vom folosi o trusă cu spatule din plastic sau extractoare din plastic. La fel, această trusă o găsiți în descrierea videoului, găsiți acolo un link de unde puteți cumpăra această trusă de spatule din plastic. Sunt de o calitate mai bună față de cele chinezești. E o trusă marca Yato. Probabil ați auzit că mai face diferite scule, diferite unelte de service pentru service, pentru mecanici. Bun. Vom folosi o spatulă mai subțire ca să scoatem butoanele, să nu zgâriem plasticul de pe bord. Începem cu butonul fals, butonul aici, butonul din capăt. Îl scoatem în exterior. Iată-l. Bun, butoanele puteți să le vedeți și puteți să vedeți cum se scot aceste butoane. Avem un alt video tutorial despre cum puteți să scoateți aceste butoane din plastic. Scoatem și butonul. Vedeți că acesta are o clemă în dreapta și o clemă în stânga. Ori îl scoateți, pur și simplu îl apăsați pe clema aceasta și încercați să scoateți în exterior, să-l împingeți din spate. Iese un pic mai greu. Iată-l. V-am zis că are aceste două cleme. Apăsați mai mult pe partea din dreapta, că cea din stânga nu aveți acces la cea din stânga. Și îl scoateți în exterior. Bun, puteți să-l și scoateți. Să-l deconectați de la mufă, ca să aveți spațiu pentru a desface celălalt buton. Butonul de avarii. Bun, acesta procedați la fel, să-l scoateți în exterior. Vă ajutați și cu spatula din plastic. Bun, l-am scos. Iată-l. Vedeți, la fel are două cleme laterale. Bun, îl deconectăm. Iată. Și apoi îl înlocuim cu butonul de avarii, cu butonul nou sau butonul second hand pe care l-ați cumpărat. Bun, îl introducem înapoi în mufă, îl poziționăm, îl conectăm la mufă, îl băgăm înapoi în bord, îl introducem înapoi. Montăm înapoi și butonul de dezaburire. Și butonul fals. Facem o probă.
acum merge, acum merg avariile. Bun, oprim. Haideți să punem și contactul. Punem și contactul. Iată. Semnalizăm stânga dreapta. Merge semnalul. Bun. Luăm contactul și haideți să vedem și cu avariile. Iată. Că merg avarii și a revenit. Deci se pare că e de la butonul de avarii și n-a fost de la maneta de semnalizare, unde e mai complicat să schimbăm maneta de semnalizare.